Recenta hotărâre a Curții Constituționale, potrivit căreia președintele poate refuza o singură dată candidatul propus de premier pentru funcția de ministru, obligându-l să o accepte pe cea de-a doua, a stârnit un interes sporit în rândul formatorilor de opinie. Pentru a pune capăt speculațiilor privind numele viitorului ministru al apărării, președintele a spus-o din start. Candidatul PL nu va ajunge să-l înlocuiască pe Șalaru atât timp cât acesta va fi Valeriu Munteanu și nicio hotărâre constituțională nu îl va face să devieze de la traiectoria inițiată. Nu o să fie acceptată, dacă vorbim în cazul ăsta de domnul Munteanu. El s-a văzut cât e de mare ecologist și vânător. A spus că trebuie tăiat parcurile din Chișinău. Mare deștept. Tare mare deștept. Și amu vrea să facă ordine la armată. S-a lămurit cu parcurile, s-a lămurit cu vânătorii, s-a lămurit cu Nistru, care e ca se transformă în lacuri, catastrofe ecologice, cu tot s-a lămurit. Amu vrea să apuce de armată. Din nou, nu am nimic împotriva persoanei, dacă specialiști, acolo trebuie profesioniști. Dacă ar fi să reieșim din cele ce dictează legea, rezultă că tandemul premier-parlament nu are decât două căi de a acționa ca urmare a refuzurilor repetate ale președintelui, să se conformeze sau să scoată la referendum demisia președintelui, scenariu care pare să nu-l sperie deloc pe Igor Dodon. Să ia decizia de suspendare a mandatului de președinte, și în termen nu mai mult de 30 de zile după suspendare trebuie să aibă loc referendum, unde poporul decide să-l demită pe președinte sau să nu-l demită. Și hadem pe subiectul Valera Muntean la referendum. Vreți? Hadem. Și nu o să mă speriați cu nimic. În cadrul discuțiilor purtate pe acest subiect, președintele a venit cu un apel către guvernare să nu-i treacă nici prin gând să ocolească instituția prezidențială, în vederea atingerii scopurilor propuse. În caz contrar, protestele vor fi inevitabile. Dodon nu semnează decretul. Asta mult timp nu o să treacă. Nu o să încercați o dată, două ori. Dacă ei cred că după alegerile prezidențiale s-au liniștit spiritele în societate, o să explodeze. Și în cazul ăsta, eu am să fiu alături de cei care... Dar eu am să-i chem. Eu am să-i chem. De ce? Încet, pas cu pas. Subiectul repartizării funcțiilor în stat s-a dovedit a fi unul de interes. Nu a fost trecută cu vederea nici numirea noului procuror general, Eduard Harunjen. Vreți procuror general la referendum? Hai să-l discutăm. Recent am inițiat procedura de contestare a rezultatelor alegerii procurorului general. Sunt argumente în acest sens.